Sănătate și bine revenit printre martorul Cripto la o nouă ediție a știrilor pe din lumea criptomonedelor. Cripto este o fraudă înșelătorie și abuz, spune președintele Segheri Gensler. Membrii Congresului fac un alt pas în reglementarea DEFI cu un proiect de lege ce impune cerințe similare băncilor ca pentru proiectele cripto descentralizate. Nasdaq a făcut un pas înapoi față de activele digitale, renunțând la lansarea unui serviciu de custodie din cauza mediului de reglementare. Poligon 2 începe lucrările de bază pentru guvernanța descentralizată. Spectrum Labs va intra live în blockchain Cardano pe 24 iulie, împingând sectorul de fi la nivelul următor. Prețul Bitcoin scade la 29.500 de dolari, dar datele în lanț reflectă interesul în creștere ale investitorilor. Ark Invest este mult mai încrezătoare că Bitcoin va ajunge la 1,5 milioane de dolari, spune CEO Katie Wood. Acesta este motivul pentru care CCIP de la Chainlink este un schimbător de joc pentru băncile de trilioane de dolari Swift, Stellar, SLM și întreaga industrie. Prețul Chainlink urcă pe măsură ce balenele cumpără cât mai multe monede după lansarea protocolului CCIP. O nouă companie de miliarde de dolari se alătură rețelei Stellar, iar prețul XLM crește cu 80% până la 18 cenți. Prima mutare din Asia, XRP XLM urcă în timp ce Bitcoin ajunge sub 30.000 de dolari. Solana înregistrează pierderi pe măsură ce XRP urcă cu 5%. Ripple se așteaptă ca afacerile să înceapă în Statele Unite după hotărârea de referință. Jurnalistul Fox Gasparino provoacă reacții severe asupra armatei XRP după ce declară că deținătorii de XRP vor locui în continuare cu mamele lor, chiar dacă moneda va atinge 90 de cenți. Market Watcher prezice un raliu al monedei XRP de 777%, ajungând la 6,57 de cenți în 7 zile. Candidatul la președinția Statelor Unite, Patrick Raleigh, spune că XRP va ocupa primul loc față de Bitcoin atunci când se va tranzacționa cu 11 dolari. Un analiz de top prezice creșterea prețului XRP la 27 de dolari. Iată diagramele. Prețul XRP este gata să ajungă la 40 de dolari până în septembrie, sugerează analiștii. Cam atât în ediția de azi, toate sursele le găsești în descrierea clipului postat pe YouTube. Nu uita, te rău, că nu sunt consultat financiar, iar ce spun nu trebuie luat ca atare. Dacă ți-a plăcut conținutul, te invit să dai un like și subscribe. În rest, toate cele bune și spor la coletat cât mai multe criptomonede.